Multe apar noi detalii despre tânărul care a murit după ce a căzut de la etajul 4 al unui complex rezidențial din voluntari. Surse din anchetă confirmă că este vorba despre atacantul echipei Petrolul Ploiești, Roland Stănescu. Apropiații spun că acesta nu ar fi la prima tentativă de a-și curma zilele. Tinerul fotbalist care a căzut de la etajul 4 al unui bloc din voluntari ar fi avut, potrivit unor surse, probleme medicale. Tragedia nu ar fi fost însă rezultatul unui accident, ci ar putea fi vorba despre o sinucidere, mărturisesc apropiații. Din primele informații pe care le avem, într-un cartier rezidențial din nordul capitalei, un bărbat în vârstă de 33 de ani s-a aruncat de la etajul 4. Decesul a fost constatat de echipajul medical care s-a deplasat la fața locului. Două echipaje medicale din cadrul SMURD au efectuat manevrele de resuscitare, însă fără succes. Nu au putut decât să declare decesul tânărului fotbalist. Chiar în aceste momente, trupul bărbatului este ridicat. Urmează ca medicii legiști să stabilească motivul sinuciderii. Roland Stănescu a evoluat pentru petrolul în Liga 4 a -a, după ce echipa a intrat în faliment și a mai trecut în cariera sa pe la Fece Argeș, Brăila, Motru și Balotești. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov pentru cercetarea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.